Să gustați, domnul, că să filmați mai bine. Să la dietă mai stai. Aaaa. Nu uit un pic aici ala. Apropie toamna, deschideți și lăsăm să intre cu tot ce aduce după sine. După o vară prea fierbinte, răcoarea ei va prinde bine. Să admirăm tăcut splendoarea alaiului ce i-a dat nume, să degustăm voioși savoarea adusă în fructe și legume, să ascultăm poștit frunzișul regat în plină crânciară, din murtul sau din mărunțișul băgat cu grijă în cămară, să-i simțim un nor mirosul de murături și pâine coaptă și să ne bucurim folosul acudiserii după faptă. Deschideți porțile dobânzii din cele ce-a rodit pământul, la fel cetuii și flămânzii. Doamna din nou are cuvântul. Stimați oameni buni, bine ați venit la o nouă ediție a produsului în Bucovina. Un eveniment susținut, lansat și imaginat de Consiliul Județean Suceava, al cărui reprezentat domnul președinte Gheorghe Plutul este rugat să se adreseze dumneavoastră. Domnule președinte, bine ați venit printre noi. Haideți că nu o să vă țin mult pentru că se mai adună lumea. Cred că trebuie să anunțăm oficial astăzi, 11 septembrie, deschiderea târgului de toamnă produs în Bucovina, aici, pe platoul central din municipiul Suceava. Vreau să le mulțumesc producătorilor de la Asociația Produs în Bucovina. Sunt aici în jur de 30 de producători. Mai sunt meșterii populari pe care îi salut, circa 40 de meșteri populari care ne fac cinste
Nouă Bucovinei. Sunt unități gastronomice, sunt două stâni tradiționale bucovinene. Avem în spate o scenă și vor fi spectacole în aceste zile, pentru că dragii noștri și presa este de față. Deschidem oficial târgul de toamnă, să-și vândă roadele unii, alții să cumpere, iar la ora 19 vom avea un eveniment foarte important. Sărbătorim 65 de ani de la înființarea ansamblului artistic profesionist Ciprian Porumbescu. Va fi transmis de Televiziunea Națională 3 zile, astăzi, mâine și poimâine, de la ora 19, cu surprize extraordinare. De aceea eu vă mulțumesc că ați venit la aceste evenimente. După ce luni piața Sucevei era plină să asculte simfonii, acum am trecut la promovarea produselor tradiționale, după care mergem la rapsodii. Suceava merită să se numească o capitală culturală a autenticului, a tradițiilor, și mă bucur că suntem la a 11-a ediție. Am avut șansa și mulțumesc lui Dumnezeu ca să fiu inițiatorul acestor proiecte produse în Bucovina și vreau să vă spun ceva de suflet și le spun și celor din presă. Am reușit astăzi să centralizăm de la pensiuni și hoteluri. În lunile iunie, iulie și august, în județul Suceava au fost peste 540.000 de turiști. Numai în 3 luni. Cifrele acestea arată ceva. Și asta înseamnă că ceea ce facem și noi, ce faceți dumneavoastră, își atinge scopul. Suceava a devenit și Bucovina o destinație turistică pentru foarte mulți români și străini. Mă bucur foarte mult de asta și sigur că noi, cei care administrăm județul, avem următoarele teme. Deja drumurile sunt prea înguste, aglomerația este prea mare și trebuie să ne gândim la următorii pași. De aceea mâine cu presa o să discut alte proiecte pentru perioada următoare legate de centurile ocolitoare, dar vă îndemn astăzi să gustați din Bucovina așa cum am scris noi aici și să fiți patrioți, să cumpărați mai multe produse tradiționale de ale noastre românești și din Bucovina, pentru că din păcate în ultimii ani asta a fost realitatea, ne-au invadat foarte multe produse care sunt bine ambalate, care se clipesc frumos, dar cred că mai sănătoase și mai bune ca produsele noastre nu sunt altele. De aceea declar deschis târgul de toamnă, ediția 11 a produs în Bucovina. Vă doresc distracție plăcută, mulțumesc Centrului Cultural Bucovina, mulțumesc Primăriei Municipiului Suceava, mulțumesc colegilor din Consiliul Județean, mulțumesc presei și vă îndemn la un maraton până duminică seara să vă simțiți bine aici, în capitala culturală Suceava. Doamne ajută!
Thank you.
E la bani. Thank you.